Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor. Iată că ne reîntâlnim la emisiunea Cronica Giurgiuva. Deja alegerile locale pe 2016 au trecut. Dumneavoastră v-ați exprimat prin vot intenția și ați ales. Nimeni nu poate să spună dacă ați ales bine sau dacă ați ales rău. A trecut un exercițiu democratic, peste 4 ani va urma altul, nu ne rămâne decât să-i felicităm pe învingători și să le spunem celor care au pierdut să lupte mai mult, să se reformeze și peste 4 ani să demonstreze prin valoarea proiectelor pe care vi le vor prezenta că sunt mai buni. Doamnelor și domnilor, invitatul meu din această seară este un tânăr care a demonstrat și demonstrează în continuare că este un politician adevărat. Acest lucru nu face decât să mă încânte, pentru că într-un viitor apropiat destinul nostru încape pe mâna unor tineri care într-adevăr vor să facă ceva pentru noi, pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru giurgiuveni în special. Invitatul meu din această seară este secretarul executiv și purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat filiala Giurgiu, domnul Răzvan Cu, căruia îi mulțumesc pentru invitația de pe care a acceptat-o să fie alături de noi. Burbele, sper să nu se contabilizeze și să-mi scadă la salariu. Eu vă mulțumesc mult pentru invitație, vă salut și pe dumneavoastră și pe telespectatori. Mă bucur nespus de mult să mă aflu în acest platou, întrucât, după cum vă spuneam și pe culoar înainte să intru în mandatul meu de secretar de stat, dacă nu mă înșel, ultima emisiune la care am participat a fost în acest platou la Giurgiu TV. Ulterior nu mai particip la nicio emisiune televizată, ca să nu se interpreteze că aș fi făcut propagandă sau campanie electorală partidului din care fac parte, dar mă bucur nespus de mult să fiu alături de dumneavoastră oricând, pentru că sunteți o gazdă plăcută și tot timpul ați fost obiectiv și constant în tot ceea ce ați făcut și ca jurnalist și ca moderator de emisiune. Vă mulțumesc, sincer mă simt flatat. Acestea fiind spuse, haideți să intrăm. Și încă un amănunt, mi-amintesc că după acea emisiune a apărut și o parodie vis-a-vis de mine, când am spus că un aeroport a decolat de pe aeroport, nu să spun că un avion a decolat de pe aeroport, și făcuseră un mare slogan pe Facebook, secretarul de stat de la transporturi. Bine, a fost o chestie care am spus-o în grabă, probabil n-am să o analizez, dar vedeți, a fost un lucru care a fost punctat de către adversarii care cred că trebuie să se reformeze la un moment dat. Ori, eu cred că reforma trebuie să fie mai mult, spuneați dumneavoastră, la nivel de mentalitate și să fie una constructivă. Nu să mai fie acea reformă prin care încercăm să găsim orice amănunt mic pentru a strâni hazul cuiva sau pentru a pune în ridicol pe cineva. Cred că trebuie să avem o atitudine constructivă, să creăm, să dezvoltăm. Dar mă rog, asta vom dezvolta și pe parcursul emisiunii, mă gândesc că... Ce îndrăznesc să vă rog să faceți o sinteză scurtă la alegerile care tocmai s-au terminat. Da, deci în urma turului de scrutin de pe 5 iunie, după cum știți, dintr-un număr de 54 de unități administrativ-teritoriale din județul Giurgiu, 45 au fost câștigate de către Partidul Social Democrat, printre care și primăria municipiului Giurgiu. Am reușit să avem majoritate în ambele consilii, vorbesc și de cel județean, unde am câștigat un număr de 20 de mandate de consilier județean, 8 s-au dus către Partidul Național Liberal și 3 către ALDE. La fel, majoritatea este și în cadrul primăriei municipiului Giurgiu, în cadrul Consiliului Local al municipiului Giurgiu. Eu vreau să le mulțumesc pe această care am făcut-o și la conferința de presă, dar vreau să o fac și prin intermediul dumneavoastră în această seară, să mulțumesc tuturor celor care au ales să voteze Partidul Social Democrat și celor care nu au votat, pentru că exact cum am spus-o, spun, reiterez cele spuse, avem de învățat și ne obligă să devenim mai buni, să devenim mai comunicativi, să înțelegem care sunt problemele oamenilor și de ce au ales să nu ne voteze. Într-adevăr, trebuie identificate aceste motive. Nu doar, la un moment dat auzeam în Giurgiu, domne, nu votați PSD-ul, votați pe noi, nu votați PSD-ul că
mă rog, veneau cu niște motive puerile. Nu, eu cred că în momentul când nu trebuie să-i spun lui nu vota cu un anume partid. Eu cred că trebuie să vii să-ți prezinți proiectul, să-ți prezinți proiectul ce vrei să faci în următorul mandat, trebuie să vii să arăți ce ai făcut, de vii să ceri iar votul oamenilor. Nu doar să spunem, domnule, nu votați PSD-ul ca să n-aibă majoritate sau tot felul de lucruri care numai... Să știți că electoratul s-a deșteptat foarte mult și asta am spus-o cu mult timp înainte de aceste alegeri în 2016. Oamenii au învățat să ceargă foarte mult și nu numai în mediul urban, cât și în mediul rural. Nu mai este așa de ușor de manipulat prin niște sloganuri simpliste care încearcă să, cum să vă spun eu, să acapareze cât mai mult mentalul omului. Nu. Omul îi vii și spui, uite, cum a fost cazul Partidului Social Democrat și ăsta este lucrul care l-a spus și domnul președinte Nicolae Bădălău. S-au adus în județul Giurgiu și vorbim de județ, de comunele din județ, peste 6.000 de miliarde în decursul a 3 ani de zile. Deci toți banii ăștia care s-au adus s-au regăsit în investiții în comune, s-au găsit în investiții în modernizare de drumuri, apă, canalizare. Ăsta este maximul. Asta trebuia să facă practic. Să știți că votul nostru a fost practic și un vot de blam dat administrației județului. Pentru că dacă ei ar fi fost eficienți și ar fi făcut într-adevăr treaba cum ar fi trebuit să-și o facă în cadrul Consiliului, nu cred că am fi registrat un asemenea succes și nu ar fi apărut această echipă paralelă, da, a Partidului Social Democrat care a muncit pentru a aduce acești bani în județ. Dar ca să mă întorc la ce spuneați dumneavoastră și la o scurtă sinteză, într-adevăr, mulțumim alegătorilor, le mulțumesc și celor care au pierdut pentru că au dat o luptă, într-adevăr, pe măsură, că am înregistrat și câteva pierderi, unele primări care erau ale noastre, dar pe de altă parte vreau să vă spun din suflet că mă bucur mult că au apărut pe scena politică niște oameni tineri, niște oameni cu proiecte, cum ar fi Dan Rusu de la Adunații Copăceni, cum ar fi Ciprian Marica de la Bolintin Deal, care, deși știm că este o comună literalmente care e controlată de către Partidul Național Liberal, a reușit să scoată un procent de 22% prin muncă, prin proiecte, arătând ce vrea să facă, chiar dacă n-a reușit pentru noi, a fost un semnal foarte puternic. La fel am câștigat primăria Vărăști, deci am pierdut anumite primării, cum ar fi Herești, dar pe de altă parte am și câștigat altele care, din punctul meu de vedere, au fost surprizele plăcute ale acestei campanii electorale. Da. Dumnezeu, la Giurgiu, statistic, sunt 58.000 de oameni cu drept de vot. Au votat 26.000. Înseamnă că 32.000 de oameni cu drept de vot, de cetățenii acestui oraș, nu s-au prezentat la vot. Nu știu dacă democrația permite introducerea votului obligatoriu. Cum de asemenea nu știu dacă ar fi participat toți oamenii cu drept de vot, dacă ar fi schimbat, eu știu, rezultatul votului final. Ce credeți dumneavoastră? Care au fost motivele care i-a determinat pe acești oameni să nu iasă la vot? Tocmai ce vă spuneam mai devreme, noi trebuie să luăm foarte bine pulsul electoratului. Acum, deși mă aflu la platou televiziunii unui contracandidat la primărie, dar cred că suntem oameni destul de maturi. Suntem oameni destul de maturi cât să privim lucrurile exact cum trebuie și fără niciun fel de supărări. Și eu sunt convins că domnul Florian Nicolae a depășit momentul și sunt convins că trebuie să aibă o atitudine constructivă, da, și în Consiliul Local acum. Deci, să știți că oamenii câteodată sunt sătui de scandaluri. Nu mai vor scandal. Vor proiecte. Eu, din punctul meu de vedere, v-am spus, l-am susținut pe Nicolae Barbu pentru că l-am lucrat cu dânsul cât am coordonat zona liberă. Am mers cu dânsul în diverse delegații. Am văzut ce înseamnă să fie un om... Pentru că, cum să vă spun, un edil, da, un lider al comunității, trebuie să aibă câteva calități. Da? Deci, în primul rând, trebuie să fie un bun cunoscător al comunității, un bun cunoscător al limbilor străine, un bun cunoscător al diplomației, pentru că a fi primar nu înseamnă doar să stai în orașul tău, da? Toată ziua, bun. Limba străină vorbește domnul Barbu? Engleză vorbește, limba engleză vorbește, da. Vă spun că am participat... Nu, sincer, nu știam, da, de asta vă spun eu, da.
Vă spun și vă confirm pentru că, repet, am participat de multe ori. La școală am învățat franceză și rusă. Nu? Și eu vorbesc limba franceză, dar, în general, am folosit limba engleză. Este o limbă mult mai uzuală. Da? Dar, vă spuneam, un primar trebuie să îmbine mai multe, mai multe caracteristici. Pe de o parte, să știe problemele comunității, în al doilea rând, să știe foarte bine cum să deschidă ușile administrației centrale. Pentru că nu mai poți să stai doar să trăiești din contribuțiile care îți vin de la oameni, din de impozite și taxe locale, da? Tu trebuie să accesezi fonduri, trebuie să găsești metode să-ți acoperi ratele, trebuie să, cum să vă spun, trebuie să fie o mobilitate permanentă a primarului. Eu cred că acesta a fost un avantaj al domnului primar Barbu, care l-au văzut oamenii. Mă întrebați de ce n-au ieșit la vot. Da. Cred că n-au ieșit la vot oamenii pentru că au văzut tot timpul, v-ați uitat în ultimile 3 luni de zile la ședințele de Consiliul Local cum se desfășurau. Dacă cei de la PNL au crezut că vor puncta și că îl vor pune într-o lumină proastă pe domnul Barbu, eu cred că a avut exact efectul invers. Cred efectul de bumerang. Da, să știți că nu întotdeauna este cea mai bună metodă în a pune la zid. Vorbeam de o majoritate, da? Dânsul avea o majoritate fragilă în Consiliul Local în momentul acela și s-a văzut lucrul acesta, da? Nu cred că a fost tocmai benefic lucrul ăsta. Nu cred că a fost benefic nici campania asta foarte agresivă făcută pe Facebook. Eu vă spun, mă trezeam în tot felul de caricaturi pe Facebook. Ok, sunt amuzante, am râs, le-am văzut. Dar oamenii se așteaptă altceva. Ori oamenii când nu văd proiecte, oamenii când nu văd intenții de dezvoltare sau și proiectele acelea care sunt prezentate de către candidat să fie unele realiste. Deci dacă oamenii au văzut în domnul Barbu un foarte bun manager, de ce nu au ieșit la vot? Nu, oamenii au ieșit la vot, au ieșit 26.000 de oameni la vot. De la 5 sunt 32.000, păi se depășește cât, aproape. Eu vă întreb un lucru, câți oameni au ieșit la vot când a pierdut Lucian Iliescu alegeri și atunci a fost dat un vot de blam, știm foarte bine. Da, au ieșit undeva la 34.000 de oameni, nici atunci n-au ieșit toți la vot. Ori, cred că aceste alegeri au prezentat interesul pe măsura... Considerați oportun vot obligatoriu? Sincer, da, l-aș considera oportun votul obligatoriu, dar pe de altă parte nu pot să impui unui om. Vorbeam cu oameni care îmi spuneau, domne, eu n-am nicio preferință la alegerile acestea. De ce erau resemnați? Nu erau resemnați. Nu m-au convins proiecte, programele și proiecte care le prezintă candidații. Da. Este alegerea omului. Adică aici, mă rog, pe de o parte spun că ar fi bine, dar pe de altă parte cred că trebuie să lași liberul arbitru, omul să decide ce vrea să facă, nu poți să-i impui lucrul ăsta. Dar vă spuneam, cred că și o neprezentare este practic tot un vot indirect de blam dat oamenilor care candidează și care vin să-și prezinte proiectele. A spune etern fraza, sintagma, domne, creăm locuri de muncă. Este foarte greu să creezi locuri de muncă. Eu când aud lucrul ăsta, stau și mă întreb ce gândește candidatul când spune creează locuri de muncă, pentru că un primar, da? Trebuie să creeze condiții pentru crearea locurilor de muncă. Nu poate să creeze locuri de muncă. Și la fel, nu vreau să intru acum în discuții, repet, eu cred că nu facem o analiză pe textul proiectelor și pe textul programelor de campanie ale candidaților. Ce trebuie să facem acum și ce trebuie să facă cu foarte mare luciditate partidele care nu au reușit să obțină scorul care l-au dorit la aceste alegeri, să vină și să susțină și să putem merge mai departe cu proiecte pentru această comunitate. Ăsta este lucru care trebuie să-l învățăm. Eu am învățat pe pielea mea un lucru, să știți. Eu de lunea trecută nu mai sunt secretar de stat, am fost demis de către premierul tehnocrat al României. Dacă îmi spuneți mie personal lucrul ăsta, sincer îmi pare rău. Nu. Pentru că am spus-o și o să repet, eu nu consider că oamenii trebuie schimbați din funcțiile pe care le ocupă pe criterii politice. Aveți perfectă dreptate și vreau să vă spun un lucru. De ce spun că trebuie să existe o comuniune și nu doar să o spunem în fața oamenilor și o unitate între oameni? Că e foarte ușor ca și politician să vii să spui, da, hai să fim, să avem o politică de coeziune și tu, de fapt, să ai alte gândiri. Eu, cât am fost secretar de stat, am avut o grămadă de sesizări făcute. Ca și participa la campania electorală, că sprijin PSD-ul din număr și așa mai departe. Nu v-am văzut. Păi nu, nu am văzut. Știți de unde au venit marea proporție, marea pondere acestor sesizări?
din Giurgiu. Eu am rămas uimit și din Giurgiu de la anumiți oameni politici, da? Deci, în condițiile în care noi nu învățăm să ne, cum să vă spun eu, să ne abținem din invidie, din ură și nu vom avea o atitudine constructivă, să știți cum se va schimba nimic în Giurgiu. Eu credeam că trebuie să învățăm să ne respectăm în primul rând și de-abia după aceea să venim să... Pentru că respectul, practic, în momentul în care avem respect, suntem și constructivi. De asta vin și spun, nu contează că la București e ministru sau e secretar de stat sau e Marin Anton. Este un om, dau un nume la întâmplare, nici nu mă interesează, sau, nu știu, Florian Nicolae. Dom'le, avem un om acolo. E, când vom învăța să înțelegem ce înseamnă acest interes al comunității, da? Și vom învăța să fim uniți. Și o să vedeți. Eu sunt foarte curios ce se va întâmpla în următoarea perioadă. Uiteți că ne vedem. Săptămâna o să ne vedem la conferință de presă. Exact cum va funcționa Consiliul Local. Că dacă el va funcționa la fel ca înainte de alegeri, vă spun că toți oamenii vor fi foarte dezamăgiți. Oamenii se așteaptă acum să vadă proiecte. Da? Deci dacă Florian Nicolaescu vrea să facă, nu știu, o fabrică, să construiască ceva. Nicolae Barboaiz la fel. Domnule, uite, facem hala trimodală. Hai să ne unim forțele și să le facem pe amândouă. Asta așteaptă omul să vadă. Vreau să vă întreb ceva. În Consiliul Local, majoritate, 11 consilieri, are executivul, PSD-ul, respectiv domn primar Nicolae Barboaiz. Dar sunt și situații când necesare două trei. Considerați în condițiile date că poate exista o colaborare, nu neapărat sub forma unei alianțe, între PNL și PSD? Aparte de ce se discută în acest moment pentru diverse crearea de diverse majorități, eu cred că alianța trebuie și nu o spun în sens demagogic, o spun în sens realist, alianța trebuie să se constituie în jurul cetățeanului și în jurul votanților tuturor partidelor. Aici trebuie să se constituiască majoritatea. Nu trebuie să vină să spună un președinte de partid sau doi sau trei, domne, hai să votăm proiectul ăsta. Nu, asta trebuie să... De-aia am trimis niște oameni acolo care au anumite calități, da? În Consiliul Local, care pot analiza proiectele și pot da seama de importanță și de impactul economic și social care le au acele proiecte și nu trebuie să vină, pentru că și președinții la un moment dat pot fi mânați de anumite, nu știu, orgolii. Nu, asta trebuie să vadă și să vină să explice consilierul, pentru că consilierul ce face? Vine să voteze ceea ce propune executivul, da? Primăria. El are dreptul să și modifice, să se pronunțe pe partea de oportunitate, ce poate, pentru că se presupune că acești consilieri, da, ei mențin în permanență relația cu electoratul, cu oamenii care i-au ales și știu problemele și știu exact unde trebuie să se ducă ca să acel proiect să aibă impact benefic asupra comunității. Și în momentul în care președintele poate vine, eu vă spun, noi avem, oricât ar părea din afară cum să vă spun... Nu, dumneavoastră vorbiți de idealul politic. Nu e un fel de idealul politic. Să știți că domnul Bădălău de multe ori vine și ne consultă. Deci niciodată n-a vizat și a spus faceți așa că vreau eu. Nu, a venit și ne-a consultat și a zis, mă băieți, în primul rând, pornind de la principalul lucru, să le documentăm, da? Deci nu pot să merg cu trei hârtii în față să mă întrebe ce scrie în ele și o să-i spun, apreciați, nu știu, că presupun că e asta. Nu. Când te-ai dus să vorbești, tu trebuie să explici, pentru că tu trebuie să știi exact ce e acolo și exact cum poți să șlefuiești acel lucru. Nu vorbesc de idealul politic, vorbesc că aici trebuie să ajungem toți. Eu fac parte din generația tânără, da? Ori, dacă eu nu-mi construiesc acum niște stâlpi pe care să mă sprijin și pe niște, criterii foarte clare, risc să, la un moment dat, să iau niște decizii bazate pe emoție sau pe tot felul de resentimente sau orgolii și nu cred că este cazul. De asta vă spun că această majoritate de care mă spuneați dumneavoastră la începutul întrebării trebuie să se facă în interesul cetățeanului. Bun, că se negociază acum diverse majorități, pentru că PSD-ul a câștigat, dacă nu mă înșel, 17 județe. Vorbim cu majoritate covârșitoare, zdrobitoare. Într-adevăr, mai sunt alte 13 județe în care PSD-ul poate face o alianță cu ALDE. Și pot da și acolo, practic, conducerea județului să fie de o parte sau de alta. Asta se discută, într-adevăr, în acest moment și crea de majorități, pentru că vin alegerile parlamentare și nu ascund faptul că ne dorim să avem un scor cât mai bun, ne dorim să avem o guvernare eficientă și ne dorim să avem, practic, să
continuăm lucrurile care le-a făcut guvernarea Ponta, pentru că eu am făcut parte din acest executiv actual. Da, pot să spun că sunt subiectiv, pentru că s-au luat niște decizii și tot timpul au fost marginalizați oamenii care proveneau dintr-un partid. Dar oamenii care proveneau dintr-un partid, eu cred că la un moment dat au confirmat și au fost evaluați mai mult decât ceilalți secretari de stat sau miniștri. Nu știu cum s-au schimbat toți, dar secretarii de stat de la PSD, vă spun sincer, eu am avut, eram evaluat aproape săptămânal. Da? Să vadă exact ce făceam pe domeniile care le coordonam. Nici o problemă. Am rezistat, nu m-am plâns, n-am zis niciodată nimica. Dar din punctul meu de vedere, și eu am lucrat sub mine cu director sau cu alte persoane care fuseseră și veniseră în minister din alte regimuri, da? Regimuri politice, PDL sau PNL, și credeți-mă, dacă omul acela este competent, eu n-am avut niciodată să reproșez nimic, adică nu m-am uitat la el. Nu înseamnă că stigmatizez un om că scrie pe el PSD sau PNL sau PDL. Nu, încerc să văd exact ce poate. Dacă omul ăla stătea cu mine și lucra de la 8 până la 11 noaptea și dădea randament, jos pălăria. Da? Eu, mă rog, așa lucram și cu domnul ministru Costescu, un ministru extraordinar, vă spun, deci n-am ce să-i reproșez. Am avut o relație foarte bună și am în continuare o relație de prietenie bună cu el. Bine, mi-e și frică să spun să nu mai mă înregistreze cineva să-i dea premierului Cioloș și niște înregistrări și mâine îl vedem demis și pe domnul Costescu din funcție, că ar proteja într-un fel sau altul PSD-ul sau care avea prieten la PSD. Deci vă spun, goana asta, mie nu mi se pare normală. Oamenii ăștia care sunt, și mai ales premierul Cioloș în momentul de față, nu are nicio obligație față de niciun cetățean. Față de nimeni. Noi nu ne permitem să greșim, pentru că noi dacă am fi greșit în un fel, noi te contăm. Este lesne de înțeles. De asta trebuie să fim super eficienți, ca să spun așa, în momentul când coordonăm ceva. Să nu ajungă lumea să spună, domnule, i-am pus acolo și uite că n-au fost în stare să facă. Pe când lucrurile astea, în general, eu cred că trag bunul mers al lucrurilor în jos. Dar vis-a-vis de alianțe, vă spuneam. Deci alianțe, în momentul de față, sunt discuții, sunt pe județe, în vederea pregătirii alegerilor parlamentare. Vedem ce se va întâmpla și la noi la Giurgiu. Și la noi la Giurgiu. Nu, sunt discuții, încă nu s-a conform, făcut. Conform, eu știu, discuțiilor purtate la nivel central și aparițiilor publice făcute de către domnul Dragnea și domnul Tăriceanu, e deja stabilită o colaborare între cele două partide, ALDE și PSD. La Giurgiu, la primăria Giurgiu. Dacă există acest protocol și această colaborare, ALDE poate să aibă un viceprimar? Da, exact. Lăsând deoparte declarația domnului primar și ne încercând să vă erigez pe dumneavoastră în poziția primarului. Nu, domnul Barbu face parte dintr-o echipă, da? Da. Toți facem parte dintr-o echipă, nu... Practic asta a fost și succesul PSD-ului, nu fost la mamei. Că nu s-a canalizat totul în jurul unei singure persoane și s-au împărțit, s-au delegat competențe. Fiecare a avut zona lui, a trebuit să confirme pe zona lui sau nu. Da. În ceea ce privesc alianțele, asta discutăm în acest moment. Probabil că până la formarea Consiliului Local și cel județean, care va fi probabil săptămâna viitoare, în funcție de cum, mă rog, astea sunt discuțiile se poartă cu domnul prefect Zorinel, vom vedea exact până atunci și cum se vor face alianțele. În momentul de față sunt discuții. Deci nu este absolut nimic. Aveți discuții și cu PNL-ul? Nu. Nu avem cum să avem discuții cu PNL-ul. A spus-o și domnul senator Bădălău. Nu putem discuta cu oameni care au în echipă foști membri sau, mă rog, s-au mascat membrii PDL-ului în această echipă. Oameni care au tăiat pensiile, au închis spitalele, nu mai stau să le iau, că le-am spus de denumărate ori. Cu astfel de oameni nu cred că putem face alianță, nu cred că putem face cu alianță. Nu că mă gândeam la ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme, legat de binele comunității, în care interesul comunității primează, iar interesul politic cade deja pe locul secund, iar dacă, într-adevăr, ceea ce a spus dumneavoastră și a spus că nu este idealul politic și e pragmatic și e realizabil, ținând cont de faptul că
realizarea unei majorități care să depășească două treimi sau minim două treimi, nu o puteți realiza cel puțin la Consiliul Local decât împreună cu PNL. Eu am spus, v-am spus că majoritatea trebuie construită în jurul oamenilor, în jurul votanților, cetățenilor. Pentru că în momentul în care consilierii PNL, ALDE, da, că sunt doar cele trei care au intrat în Consiliu, da, nu vor vota, îi vor dezamăgi electoratul. Noi nu venim să ne rugăm de ei să ne voteze un proiect al nostru personal. Noi propunem, noi, executivul propune proiecte pentru dezvoltarea mediului urban, pentru dezvoltarea orașului. În condițiile în care vin, cum au fost în ședințe hotărârile, dacă nu mă înșel, cu parcările. N-am înțeles exact ce beneficii au adus sau încercau să-l blocheze pe domnul Barbu. Sincer vă spun, n-au votat în urmă cu 3 luni și au votat în ultima ședință cu 2 săptămâni sau 3 săptămâni înainte să... Motivația lor a fost că au revizuit proiectele și că după ce s-au corectat erorile... Dumneavoastră aveți o vârstă și mai multă experiență ca mine, credeți-mă. Nu am văzut proiectele, deci nici eu nu le-am văzut. Nu, nici eu nu le-am văzut, de asta nici nu vreau să intru pe forma lor, pe forma și pe fondul lor. Dar ce pot să vă spun este că toate aceste lucruri denotă ambiție și o învrăjbire care nu are nici măcar un rezultat. Dacă iau impresia că are un rezultat electoral pozitiv, lumea arăta că nu a avut rezultatul electoral pozitiv. Cred că am vorbit destul de campanie, am vorbit de... Haideți să vorbim de ce intenționați noastră ca și partid politic, pentru că de acum nu mai aveți absolut nicio problemă în promovarea proiectelor pe care dumneavoastră le veți susține, da? În beneficiu oamenilor, atât la nivel județean cât și la nivel local. Ce intenționați în viitorul apropiat? Care sunt temele pe care doriți să le abordați acum? Ca oamenii să simtă că într-adevăr au votat corect și v-au ales pe dumneavoastră. Deci, în primul rând, o să încep cu politica la nivel de județ, pentru că în fund și la urmei pot să spun că acolo, într-adevăr, s-a resimțit o criză administrativă, s-a resimțit lipsa unui lider, s-a resimțit lipsa unei echipe care să lucreze în folosul județului. Cred că trebuie făcut un audit, cred că trebuie exact evaluate lucrurile, unde suntem cu toate proiectele de fonduri europene, pentru că, vă spun, în momentul de față, dintr-o evaluare la rece făcută, fără să fii în miezul problemei, și când vei fi în miezul problemei, vă spun, oamenii au tendința să nu spună totul de prima dată și să-ți explice unde sunt, tocmai pentru a nu strigni efecte adverse. Dar, cu toate aceste lucruri, noi trebuie să fim foarte atenți, trebuie să ne documentăm foarte mult, vor fi nopți întregi de muncă în care vom încerca să evaluăm clar situația de la județ, pentru că avem DG 603 care, nu știu dacă mai țineți minte, în urmă cu un an de zile, îi spuneam domnului Mustățea că dacă îl termină la termenul care era pe atunci 30 iunie 2015, o lună de zile, eu nu mai spun nimic de dânsul, pentru că, vă spun, vorbisem și cu constructori și îmi speră, n-are cum să-l termine. Deci vă spun, pericolul foarte mare al acestor lucruri este următorul. Și sunt 3 proiecte care sunt în stadiul 3603. Nu e vorba că s-au împins termenele. Este problema că dacă nu le terminăm, riscăm să dăm toți banii înapoi și să grevăm bugetul Consiliului cu o sumă de, nu știu, 50 de milioane de euro, 17 milioane de euro de 603. Doar de 603. Fără o guvernare care să vină să susțină aceste pierderi care au fost făcute de către o administrație care pot să o numesc irresponsabilă la un moment dat, da? Adică, ați observat ce a zis domnul Bădălău la conferința de presă? Toți cei care vor face parte din aparatul Consiliului Județean își vor depune demisiile din partid. Deci cine vrea să facă treabă se duce acolo și face treabă. Ce nu face treabă pleacă acasă, e simplu. Toți care vor face parte sunt convins că își asumă un rol foarte important. Tocmai de asta vă spun, trebuie evaluate proiectele europene. E o problemă, pentru că nu sunt funcționari publici. Nu, eu vorbesc de președinte, de către vicepreședinți, de administrator public, deci așa mai departe, de persoane care vor gestiona problema județului. Da.
trebuie să avem, trebuie să evaluăm foarte clar echipa care va lucra nucleu, acel nucleu, da? Pentru că nu poți să faci nimic de unul singur. E clar că trebuie să ai o echipă în jurul tău și sunt convins că sunt oameni competenți în Consiliul Județean. Eu am fost Consiliul Județean și am cunosc o parte dintre aceștia, oameni cu dăruiri care vor să ajute. Tocmai de asta vor fi mai mult decât bineveniți. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu ADI-ul de apă, trebuie să vedem ce se întâmplă cu ADI-ul de gunoi, trebuie să luăm, deci tot ce înseamnă proiecte europene trebuie să le luăm, să vedem unde, care este statusul lor, ce trebuie să facem să le împingem mai departe. Pe de altă parte, trebuie la fel reorganizată toată gândirea cu OG28, pentru că OG28 practic a fost o echipă formată din oameni de la PSD Giurgiu. Acum trebuie practic reintrodus pe eșichierul, pentru că practic Consiliul Județean trebuia să facă lucrul acesta. Ei trebuiau să se documenteze, să se ducă, să caute. Vă spun, nu exista niciun interes niciodată. Adică la Consiliul Județean în acești 4 ani s-a făcut mai mult politică. Și s-a făcut o politică proastă, care a costat județul. Și o să vedem lucrurile astea imediat în perioada următoare, pentru că... Știți ce nu înțeleg eu? Vă rog. În beneficiu cui s-a făcut această politică proastă? Dacă s-ar fi făcut partidii și să intervină, să zice, da, am generat această politică proastă, eu știu, să atrag cumva electoratul spre PNL, dar din păcate... Revin la ce am spus inițial, domnul Mandu. Oamenii urmăresc proiecte și primarii urmăresc proiecte. Nu urmăresc vorbe goale sau cancanuri. De ce nu vezi că, nu știu, Cuc face nu știu ce sau domnul Mandu? Dar dumneavoastră considerați președintele Consiliului Județean, Vasile Mustățea, a aparținut unui partid în toată perioada asta? Păi, a fost subordonat unui partid? Dânsul a aparținut categoric. Păi, vreți să-mi spuneți, păi nu avea majoritatea dânsului în Consiliul Județean? Nu. Majoritatea lui a fost așa. La început, în perioada USL-ului, a beneficiat de suportul PSD-ului și PNL-ului. După care, atunci când a intrat în polemici, și noastră, știți foarte bine, nu e cazul să mai discutăm despre lucrul ăsta cu PNL-ul, a realizat o altă majoritate cu ajutorul ALDE, PSD și nu mai știu cine mai era prin... Da, mă rog, dânsul a baletat foarte mult, problema exact. Deci eu nu cred că fostul președinte, dacă îmi pot să spun, fostul președinte al Consiliului Județean, domnul Vasile Mustățea, a aparținut unui partid. Deci nu cred că nerealizările lui se pot raporta PNL-ului. Nu, eu cred că se pot raporta PNL-ului și eu n-aș face această... Bine, dacă dumneavoastră vreți să-mi spuneți că nu s-a fost președintele PNL-ului, deci a avut funcții de conducere, nu a fost un simplu membru. Nu puteți să-mi spuneți că să delimitez. Vă rog să-mi aduceți aminte după emisiune să vă spun un banc cu membru. Am înțeles. Nu, problema este de coordonare, de echipă. Eu am spus tot timpul că știți ce, cu e frică de reformă și cu e frică de evoluție. Naște involuție. Da, naște involuție, exact, naște involuție, da? Dânsul s-a mulțumit, cum să vă spun eu, să repet, să nu facă o politică, deși ar fi putut, ar fi avut cu ce, pentru că vă reamintesc un lucru, la alocarea bugetului din 2014 pentru 2015, bugetul județului Giurgiu a fost de 3 ori mai mare decât bugetul care l-obținuse în banii anteriori. Pentru faptul că nu ești în stare să gestionezi, să cheltui banii, da, cum trebuie, pe proiecte, ar fi putut arăta altfel județul, credeți-mă. Așa că nu, sunt anumite lucruri care nu vreau să le discut, care le-am văzut și nu vreau să le discut, care pe mine m-au mâhnit, da? Jocuri, tot felul de jocuri de culise, mici, care nu cred că și-au rostul și care au fost sancționate, repet. Deci votul, practic, înfrângerea care au înregistrat-o cei de la PNL au înregistrat-o și datorită ineficienței administrației. Păi dacă avea o administrație bună, vă spun că noi am fi avut probleme. În condițiile date trebuie să-i mulțumesc domnului Mustăți. Nu am ce să-i mulțumesc. Eu pot să-i mulțumesc, foarte mult domnului Bădălău, pentru că... Eu am spus-o sub formă de glumă, dar eu spun serios acum. Pot să-i mulțumesc domnului Bădălău pentru că a creat o echipă funcțională, a responsabilizat-o și lasă în urmă, cum să vă spun eu, asta e cel mai frumos lucru ca lider. Și eu la rândul meu, deși sunt tânăr, am reușit să ajut câțiva oameni. Și pot să spun că pe unii care au meritat, bine, am avut și mână
proastă la unii oameni de i-am luat, i-am ținut și lângă mine și după aceea s-a dovedit că au fost, mă rog. Puteți să dați un singur exemplu? Nu, n-am de ce să dau, că ei se cunosc foarte bine cine sunt. Sunt, eu oameni, care, la un loc. Sunt oameni care sunt actiați după putere. Dar degeaba, știți cum e? Nu, și puterea vine o dată cu cunoștințele, cu calmul, cu liniștea, cu toleranța. Când te grăbești doar să ai putere, chiar dacă ai pentru pe termen scurt, și pierzi la fel de repede și lumea identifică lucrurile astea. Haideți să revenim la fondul problemei și la ceea Bun, deci evaluăm o dată fondurile europene, evaluăm o dată reevaluăm OG28-ul, vedem exact aparatul cum este format și cum trebuie reașezat pe problemele prioritare care vor apărea imediat, pentru că vom face o listă de priorități și de obiective care ni le asumăm foarte clar. Luăm ADI-urile totodată. Deci sunt o grămadă de proiecte și de probleme care necesită atenția noastră. Pentru a, știți, în urmă, noi trebuia să luăm niște proiecte de la un punct, dar foarte clar să le luăm, adică se facă o predare primire, așa se face la predarea mandatului, practic, da? Predare de gestiune. De gestiune, da. Să le luăm, numai că noi le luăm, nu să ducem mai departe, le luăm să le reparăm, da? Și după aceea să încercăm mai departe să le găsim soluțiile. Referitor la auditul la care dumneavoastră ați făcut referire mai devreme, un audit știți foarte bine că durează... Noi nu avem timp. Păi, tocmai nu avem timp. Nu vă gândiți că facem acel audit de 3 luni de zile în care... Poate să ducă până la un an. La o gestiune ca și a Consiliului Județean, un audit bine... Noi mai întâi trebuie să luăm problemele care pot greva și pot genera o pierdere de fonduri pentru bugetul local al Consiliului Județean. Astea trebuie remediate imediat. Deci vă axați pe anumite priorități. Domnul Mandu, problemele vor... Eu vă spun, repet, am fost consilier județean, am făcut parte, am fost secretarul Comisiei Juridice. Știu care sunt în principiu problemele la Consiliul Județean. Eu nu sunt consilier județean, dar am să ofer tot ce am eu mai bun colegilor mei care vor gestiona problemele consiliului. Oferit expertiza colegilor. 100% nemărginit. Deci noi suntem o echipă. Nu înseamnă că cine nu are la partid o funcție sau nu. Nu, noi muncim cu o echipă. Domnul Bădălău așa ne-a învățat. Da? Sunteți o echipă și mergeți toți și lucrați acolo. Și mergem și lucrăm cum putem. Da, vă spun, luăm un consiliu cu foarte multe bube. Foarte multe bube. Am înțeles. Dar bănuiesc că nu vă plângeți. Dar categoric nu ne plângem. Am înțeles. Mai e puțin până în 2020, când nu vom mai putea accesa fonduri europene. Îndrăznesc să vă ofer o sugestie. Se știe că oamenii care lucrează în sistemul ăsta bugetar și știu că vine salariul la o anumită lună, nu prea sunt foarte, foarte eficienți. Aș îndrăzni să vă spun următorul lucru. Nu considerați pentru atragerea cât mai multor fonduri să externalizați direcția asta, serviciul de atragere a fondurilor europene, ca într-adevăr să puteți avea rentabilitate, unde să vorbiți cu cei care externalizați serviciul ăsta, să le impuneți funcție de proiectele pe care dumneavoastră și o comisiune de succes. Nu considerați că ar fi... Se analizează toate posibilitățile. În momentul ăsta vă dați seama că nu pot eu să spun din postura mea acum. Nu, dar până se face o analiză... Orice sugestie poate fi luată în considerare și este una benefică. Dar, repet, trebuie mai întâi să facem o evaluare, să vedem. Pentru că eu sunt convins, în fel convins, că la Consiliul Județean există oameni bine pregătiți. Eu sunt convins și nici nu contest lucrul ăsta. Numai că eu am lucrat în administrație și astăzi și vreo 16 ani. Și am reușit să cunosc foarte multe caractere a celor care lucrau în administrație. Ei, unii dintre ei, și nu generalizez, considerau că rolul dumnealor este să vină la serviciu, să stea pe scaun, să plimbe o hârtie de colo-colo, să vină lichidarea, să-și ia salariu și cam atât. Eu nu spun că în Consiliul Județean nu sunt oameni competenți, departe de mine gândesc. Nu, sunt foarte multe caractere de genul care le-ați anunțat dumneavoastră numai în administrația locală și în administrația centrală. De bugetari în ansamblu. Păi de bugetari în ansamblu, da. Numai că vă spun că de obicei lucrurile se cern foarte, foarte rapid. Tocmai că dumneavoastră trebuie să vă grăbiți că mai sunt doar 4 ani. În ideea asta am venit cu sugestia. Ați venit cu o sugestie foarte bună. Repet, după ce vor evalua cei care vor fi competenți și abilitați și numiți practic aleși în funcțiile de conducere ale Consiliului Județean,
împreună cu ajutorul tuturor al nostru și vor evalua aceste persoane, să știi că nu trebuie să lucrezi cu 30 de inși lângă tine. Nu, absolut. Trebuie să cu cât trebuie să... Dacă ai 3 persoane... De ce mi-am permis să fac această sugestie? Pentru că, ia că au trecut atâția ani și noi suntem printre codașele Europei la absorbția fondurilor europene. Bine, aici să știți că nu trebuie neapărat să ne uităm doar la administrațiile locale și centrale, să ne uităm și la nivel de guvern. Vorbesc la modul general acum. În momentul în care ai un ministru al integrării, al fondurilor europene, scuze, care nu este foarte bine conectat la problemele Comisiei Europene și Comisia Europeană, să știți că este o birocrație excesivă pentru accesarea fondurilor europene. Deci, în mod normal, trebuie multe lucruri simplificate. Nu, și legislația națională ni s-a îngreunat foarte mult din transpunerea acquis-ului comunitar, pentru că acquis-ul comunitar este unul general. Da? Regulamentele sunt direct aplicabile și directivele trebuie transpuse ca să menții scopul care trebuie implementat al directivei. Dar de multe ori vă spun, nu înseamnă că toate regulamentele și... Și ce se întâmplă? Suntem legați... Pe românește ne îngreunăm singuri, soate. Ni se și îngreunează de la nivel de Comisie Europeană și, pe de altă parte, și experții noștri care participă la elaborarea regulamentelor trebuie să fie proactiv. Deci în momentul în care faci un regulament, trebuie să vii, e ca o lege practic, da? Vii și spui și tu, dar trebuie să știi foarte bine cadrul legal de la tine din țară și să știi să ți-l adaptezi pe cel european la nivel național. Ori în momentul în care această adaptare nu se face, apare inadvertențe în legislație. Noi încercăm invers, să adaptăm legislația exact, României. Exact, da. Exact. Și este foarte greu. Deci noi ar trebui practic... De multe ori să știți că nu le găsesc, că le găsesc circumstanțe atenuante funcționarilor pentru că sunt blocați. Deci, repet, este un stufăriș, o birocrație incredibilă pentru accesarea acestor fonduri și sunt condiții foarte stricte care de multe ori... Mă gândeam să simplificăm puțin lucrurile până... Dar asta nu este o... Nu, asta, fonduri vă spun un lucru, sustenabile. Asta nu este o scuză. Deci noi trebuie să găsim metoda. Eu nu așa am lucrat și la minister, la transporturi. De multe ori mă uitam la targetul, la ținta finală, da? Și vedeam cum pot să ajung acolo. Pe mine ce ne interesează? Să accesăm fonduri europene, să nu stăm numai să fim tributari fondurilor naționale de la bugetul de stat și să accesăm fonduri europene. Dacă asta înseamnă să externalizăm, nu excludem această posibilitate. Da. Haideți să revenim puțin la problemele locale. Domnul primar, la un moment dat, a tot vorbit despre dezvoltarea durabilă. A folosit acest termen, dezvoltare durabilă, dar nu predica. Oamenii noștri vor să înțeleagă la ce se referă această dezvoltare durabilă. Ce include? Ce înseamnă dezvoltare durabilă? Da. Eu cred că e vorba de o dezvoltare sustenabilă mai mult. O dezvoltare care să genereze... Despre asta vorbim, că tot vorbeam exact. De locuri de muncă. Păi oamenii vor să afle. Să știți că sunt interesați de lucrul ăsta. Chiar m-au întrebat. Ce spune domnul primar de dezvoltare durabilă? Am încercat să le explic atât cât înțeleg. Nu, domnul Mandu, eu cred că cel mai bine pentru... eu o să vă descriu și eu exact... Pe înțelesul oamenilor. Pe înțelesul oamenilor. Exact. Dar pe de altă parte, că ar fi bine să-l invitați și pe domnul primar Barbu. Sigur o să-l invit. La o emisiune și să vă prezinte tot proiectul dânsului. Sigur pentru o că, să-l invit. Eu când am văzut o dezvoltare durabilă, de exemplu, a zonei libere, da? Da. Care face parte din municipiu, am văzut o dezvoltare durabilă în ce sens? Toate investițiile care le vom face în zona liberă să aibă impactul de a ține, da? A ține lucrurile existente care le avem aici, firmele, adică, și să putem atrage și altele. Deci, practic, și să continuitate în timp. Și, nu, deci le ținem și din moment ce dezvoltăm avem și continuitate în timp. Uitați-vă la zona liberă, de exemplu, în momentul 8, cât suntem, în 10 iunie, da? Zona liberă are așa, are proiecte europene, da? Care vor fi, chiar mi se pare că săptămâna viitoare se vor scoate. Se pare că sunt în derulare. Deci. Nu sunt în derulare, noi suntem la a doua fază, da? Sunt în derulare, o să se scoate la licitație, practic, cheul și drumul să se facă. Zona liberă are o situație economică destul de bună în momentul de față, societate pe profit s-au încheiat, îmi spunea George Popa că a încheiat
contracte cu câteva, cu trei firme care au concesionat o bucată de 2,9 hectare lângă mall, la fel și platforma din spatele televiziunii. Firme noi. Firme noi care vin, practic, să concesioneze. Asta înseamnă venituri suplimentare la bugetul zonei libere. Mi se pare că asta trebuie să facem noi. Trebuie să atragem fonduri, da? Pentru că toate firmele acestea, practic, sunt bani care vin către bugetul local. Da? Și facem această dezvoltare. Păi de asta mi-e și teamă, pentru că trebuie să găsite soluții, pentru că știm și noi, în mare măsură, cam care e bugetul Consiliului Primăriei Executive. Ori în condițiile în care aceste surse dispar, pentru dezvoltarea durabilă, când o facem noi, când facem drumul acesta, de exemplu, de la punctul de acces în zona liberă până pe cheu, practic, eu mi-asigur pentru firma care va investi în această suprafață, în această platformă betonată din spatele televiziunii, da, îi asigur o cale de acces. Deci eu îi asigur durabilitatea, da, în timp. Și îl asigur că asta înseamnă, și automat asta înseamnă să creez locuri de muncă. Da? Creez condiții optime pentru locuri de muncă. Eu la un moment dat creasem și acea facilitate pentru cei care vin în zona liberă ca timp de 6 luni de zile să nu plătească niciun fel de redevență pentru terenurile care redevență către zona liberă. Repet. Deci asta înseamnă măsurile de relaxare. Astea sunt măsuri care le-a luat și guvernul PSD. Astea sunt măsuri care am încercat și eu să le iau, care au fost nu măsuri sociale. Că tot mai vine și spune PSD-ul ia numai măsuri sociale. Nu! Au luat măsuri de susținere a mediului economic, pentru că noi practic de aici atragem capitalul. Ca să putem susține tot. Deci lucrurile sunt relativ simple, numai că trebuie să ai o strategie, în primul rând, ce vrei să faci, cum vrei să implementezi, și nu să faci lucrurile, repet, la voia întâmplării, doar bazate pe stări emoționale, ci pe lucruri clare, pe studii, pe cifre, că măcar și spune, dacă dai greș, măcar te-ai documentat, deci nu ai venit să spui, știi... Pe mine cel mai mult mă intrigă când cheltuim o grămadă bani pe studii de fezabilitate, pe proiecte și rămân acolo undeva, rămân prăfuite, banii rămân cheltuiți și nu se realizează nimic. De asta vreau să vă atrag atenția să nu se mai producă așa ceva, pentru că sunt banii oamenilor și nu are sens să-i aruncăm pe niște hârtii pe care să așeze praful. Aveți perfectă dreptate. Eu, în cazul zonei libere, ce studii de fezabilitate am făcut, aia s-au și accesat banii. Nu mă referam. Da, nu, eu vă spun, nu, acum studii de fezabilitate, normal, știți cum e? El este fundamentul, studiul de fezabilitate este fundamentul elaborării proiectului tehnic, știu, ulterior. Și acest studiu de fezabilitate, firmele care, să știți că, repet, este o înlănțuire. Totul este o înlănțuire. Nu este o greșeală neapărat a executivului sau a factorului decident. Și firmele care elaborează trebuie să se ducă pe teren și să vadă exact despre ce este vorba. Vă reamintesc un lucru. Uitați la CNADNR ce se întâmpla în trecut, când se făcea proiectul tehnic. Ne trezeam că o autostradă trebuia să devieze de la cursul normal după aceea și iar trebuia să iei toate avizul și acordul de mediu și acordul de la Transelectrica și 7000 de acorduri care îți blocau dezvoltarea infrastructurii naționale. Deci, trebuie să puse niște condiții, noi asta trebuie să învățăm. Autoritatea care emite o cerere trebuie să pună niște condiții foarte clare. Eu, în momentul în care am fost la transporturi, am fost foarte nemulțumit, de exemplu, de prestația, n-are treabă cu localul, dar vă spun, pentru că este un lucru care trebuie să învățăm inclusiv aici, în Giurgiu. Am fost foarte nemulțumit de prestația lui Cristian Heinzmann, șeful Taromului. Și am făcut propunerea să-l destituim, pentru că nu și îndeplinise criteriile de performanță ca și manager, care el și le trecuse în contractul de mandat. La fel și la firme și la toți, trebuie să vii și să ceri lucruri exacte și fără să-ți fie rușine să ceri. Deci eu dacă vreau să-mi faci, nu știu, hala trimodală, da? Păi mie îmi faci studiul de fezabilitate cum trebuie ca să pot să-mi ridici acest edificiu care mie să-mi producă ulterior venituri pentru bugetul local. Da, trebuie să și știu ce să cer în ele și ce vreau. Astăzi m-am întâlnit cu o cunoștință comună cu domnul Tudor Elțoan. Da. Și îmi spunea un lucru. Mi s-a părut interesant și vi spun și de azi. Deci nu este un lucru extraordinar de bun. Când zonele rurale se asfaltează, se aduce apă, se face canalizare, schimbă fața comunei și e un lucru extraordinar de bun. Dar e o chestie numai aparentă. M-am rămas surprins. De ce? Păi zice,
probabil nu știți cum trăiesc oamenii la țară. Ca să beneficieze de canalizare, de apă curentă, el trebuie să plătească. Ori oamenii la țară au rămas majoritatea persoanelor în vârstă și nu au posibilitatea să plătească. Și așa, ei folosesc tot toaleta din fundul curții și scot apă de la fântână cu cidură. Ce putem face noi, dumneavoastră, că sunteți tineri și mai ales politice, să schimbăm puțin lucrurile și la țară? Da, păi aici vă spun un lucru, aici de asta trebuie să intervenim foarte bine și pe radio de apă ca să nu creăm un tarif foarte mare pentru plata pentru plata apei în fiecare comună din mediul rural. Dar aici dumneavoastră, noi vorbim deja de un program de guvernare care să vină să scoată din sărăcie mediul rural. Nu cred că este atributul județului, este acela de a crea toate lucrurile care le-ați enumerat și dumneavoastră și domnul Țone, da? A aduce bani, a crea infrastructură, dar... Nu a comentat că nu e un lucru bun. Nu. Eu vă spun că trebuie foarte bine defalcate problemele. Scoaterea mediului rural din sărăcie, repet, este o problemă care ține de guvernare. Ei trebuie să vină cu niște programe. În momentul de față, poate veni guvernul tehnocrat. Dacă se presupune că fiind tehnocrat, au răspuns la toate. Da? Să vină cu niște programe. Și noi care suntem aici local, nu putem interveni la nivelul Consiliului Județean în găsirea unor soluții? Păi ba da, dar repet, Consiliul Județean, da, prin prerogative și prin atribuții, păi nu poate Consiliul Județean să creeze, Consiliul Județean poate cel mult să identifice problemele stringente ale unor persoane din mediul rural și să vină cu niște sprijine financiare. Asta e ce poate să facă prin pârghile care sunt oferite. Dar, repet, să se creeze un program, să creeze Consiliul Județean în momentul ăsta... Știți ce îmi doresc, Dumnezeu? Să dispară sprijinile financiare. Dar știți de ce îmi doresc lucrurile? Bine, mulți au beneficiat de acum. De ce spun lucrul ăsta? Eu aș prefera ca în locul acestor sprijine financiare oamenii să aibă posibilitatea să se întrețină singură. Asta implică, practic, să muncească. Eu asta îmi doresc. Asta ce implică? Să muncească. Tocmai. Înțeles. Deci eu asta îmi doresc. Ca oamenii să nu mai beneficieze de ajutoarele. Să nu mai dea statul ăsta la nimeni un leu. Decât în cazuri excepționale. Și oamenii să se poată întreține singur să nu mai beneficieze. Da, eu mă gândesc că toți oamenii aceștia care, de care spuneți dumneavoastră, au pensii, sunt oameni care au muncit. Păi sunt... dumneavoastră știți ce pensie are un om care a lucrat 50 de ani în agricultură? Da? Asta e, mă rog, din păcate, asta nu este o problemă care poate fi gestionată de către Consiliul Județean. Asta e rugămintea oamenilor către dumneavoastră. Și acum, timpul deja s-a dus, știți ce așteaptă oamenii de la dumneavoastră și de ce v-au ales? Să soluționați problemele astea. Pentru asta vă ales, doamne Răzvan. Este foarte adevărat că am nevoie de șosele, că am nevoie de apă curentă, de canalizare, de condiții omenești de viață. Dar au nevoie, în primul rând, și este cel mai important lucru, existența, practic, să aibă ce să pună pe masă. Dar fără ajutoare. Dar crearea de șosele, crearea de canalizare, de apă, practic pot atrage anumite firme. Hai să-i atragem. Păi, da, haideți, stați tot haideți să-i atragem. Noi de 3 ani de zile suntem singurul partid care a adus aceste fonduri în Giurgiu, care a contribuit la dezvoltarea județului și acum este treaba și a primarilor să-și atragă toate aceste companii care ulterior dau locuri de muncă la oameni și oamenii normal că trebuie să-și muncească. Central, vă trebuie să-și muncească. Cu rugăminte la dumneavoastră. Ajutați-i pe primari să înțeleagă, dacă altfel nu-i puteți ajuta, că este imperios necesar să înceapă să dezvolte esența vieții, locurile. Dar eu cred că, eu am înțeles, dar să știți un lucru, ne avem primari foarte destoinici. Eu nu vă spun, deci, nu vreau să dau exemple acum, că nu vreau să simt alții dacă îi omit, dar toți 45 sunt niște oameni destoinici, da? Dar este un foarte important este următorul lucru. Și oamenii trebuie să înțeleagă că munca înnobilează și este brățarea de aur. Dumneavoastră spuneți că nu vă doriți ajutoare. Nu. Da? Ok, nu vă doriți ajutoare. Foarte mulți oameni vin și asta cer, practic. Ajutoare. Deci, dumneavoastră... Haideți să-i dezvățăm, domnule, de ajutoare. Păi atunci, haideți să-i dezvățăm. Și ne uităm. Uitați, facem luni un drum până la Jofme să vedem câte locuri de muncă sunt și sunt neocupate. Păi știți ce înseamnă dacă... Exemplul cel mai bun, nedându-le ajutoare, sunt nevoiți să muncească.
tot timpul avem să nu ne mai dăm ajutor. Haideți să vedem câte locuri de muncă sunt libere. Păi eu sunt convins că sunt. Haideți să nu le mai dăm ajutoare și în felul ăsta să se ducă să-și câștige existența. Doamnelor și domnilor, îmi pare rău, aș fi stat de vorbă cu invitatul meu mult mai mult timp, numai că spațiul rezervat emisiunii noastre s-a terminat și mai mult decât atât, în seara aceasta, România cu ochii pe televizor, hai România, România, Franța, nu? Meciul de deschidere al campionatului Europa. Nu rămâne decât să vă mulțumesc dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și invitatului meu. Vă mulțumesc și eu foarte mult și adresez și eu același îndemn. Hai România, să fim mândri că suntem români, să ne susținem echipa Neluțu națională. Neluțu Muscalu a uitat să transmită mesajul și așa că îl transmit eu în numele lui. Neluțu, le vezi că mă țin de cuvânt. Hai România! Să dea Dumnezeu să ne reîntâlnim sănătoși vinerea viitoare. O seară bună vă doresc!